Suspans de la Banca Națională a României în privința limitării gradului de îndatorare la împrumuturile făcute de persoane fizice în luna august, când Muguri Sărescu a fost întrebat într-o conferință de presă dacă a fost adoptată o decizie în privința regulamentului care limitează gradul de îndatorare, guvernatorul a răspuns, urmează să fie luată o hotărâre în curând. Astăzi, misterul a continuat. Eu aș redefini aceste măsuri. Suntem în faza finală, vor fi anunțate. Gândim la o orientare pe bază sănătoasă a creditării. E spre binele consumatorilor, utilizatorilor de credite, să își evalueze bine posibilitățile de rambursare, ca să nu mai avem surprize. Sunt chestiuni de stabilitate financiară și pe noi ne preocupă acest lucru. Este spre binele și spre binele industriei să nu trăiască din nou cu creșterea creditelor neperformante. Vom face un efort de documentare ca să nu să perceapă că introducem noi restricții. Asta este lumea în care am intrat după criză. Sunt nu neapărat restricții de limitare a creditelor. Nu ne interesează acest lucru. Nu dorim acest lucru pentru că avem un nivel de intermediere financiară redus și pentru că țara are resurse. Avem economisiri mai mari decât volumul creditelor. Deci nu mai trebuie să apelăm la capitaluri străine. Ce există lichiditate, depozite în bănci, este suficient ca să crească creditarea. Dar ea trebuie să crească sănătos. Dragoș Nichifor, expert în creditare la Imparțial, bună seara! Bună seara! Ce înseamnă această limitare a creditării, a gradului de îndatorare? Care sunt consecințele, cum ne afectează pe noi, cei care am vrea să scoatem un credit? Primele informații le-am auzit undeva la începutul anului, când a apărut și acel tabel cu reducerile de grade de îndatorare pe care le propune BNR-ul și observ că în acest moment decizia este să se întâmple ceva. Vom observa în curând dacă această decizie presupune reducerea gradelor de îndatorare exact pe formatul anunțat în primăvară sau va fi o altă formulă. Pot să vă zic că acele grade de îndatorare pe care le-am observat în propunerea BNR-ului sunt extrem de dure vis-a-vis de nivelul existent astăzi și putem împărți cele trei categorii de credite care vor fi afectate, astfel încât să vedem ce efecte pot genera în piață. Aș începe cu creditul ipotecar standard, unde băncile în acest moment merg pe grade de îndatorare de peste 60% pentru profile foarte bune. Unele bănci chiar ajung în zona de 65%, chiar 67%. Iar pe propunerea BNR, acest grad de îndatorare scade undeva sub 50%. 50% ar fi varianta maximală pe creditul ipotecar cu dobândă fixă și probabil pe profilul cel mai bun de client. De asemenea, pe dobânda variabilă, gradul de îndatorare ar scădea în zona de 40%. O scădere destul de bruscă și dură, care, din punctul meu de vedere, ar genera o reducere a creditării destul de rapidă, tocmai din cauza că consumatorii, clienții băncilor, se vor încadra la sume mai mici și cel mai probabil nu vor mai avea suficientă finanțare pentru a achiziționa ceea ce își doresc să cumpere. Pe creditul prima casă lucrurile stau și mai prost din punctul meu de vedere, pentru că iarăși acolo avem grad de îndatorare ridicat la bănci în acest moment. Creditul prima casă are dobândă doar variabilă, ceea ce ar presupune că ne vom duce într-o limită maximă de 40%, 40% în condițiile în care profilul clientului de prima casă este cel al tânărului abia intrat în câmpul muncii cu venituri mai mici
și automat acest grad de îndatorare îl va limita la o încadrare foarte redusă, încât să nu mai poată să se încadreze la suma necesară pentru o achiziție. Deci efectul pe prima casă ar fi, cred eu, suficient de mare încât să vorbim de o diminuare semnificativă a acestui credit, cel puțin în orașele mari, unde prețurile sunt suficient de sus. Se vor duce, se va duce această cerere către orașele mai mici sau către zonele unde prețurile sunt încă mici, încât acea încadrare să fie suficientă pentru achiziție doar acolo. Și aș mai spune că acest produs are o cotă de piață foarte mare în totalul creditelor ipotecare. Automat aș crede că vom observa o reducere semnificativă a cererilor pe acest produs, cu efecte dure în zona de piață imobiliară. Spuneați că există și o a treia categorie. A treia categorie pe care vreau să o menționez e cea creditelor de nevoi personale, unde băncile au într-adevăr grade de îndatorare puțin mai mici astăzi, dar pe propunerea BNR observăm un grad de îndatorare extrem de mic, 30% la creditele cu dobândă fixă și 25% pe creditele cu dobândă variabilă. Aș spune că, în realitate, încadrările pe acest tip de produs ar putea să ajungă la jumătate față de cât pot să ia în acest moment clienții dacă s-ar duce în bancă. Efectele aici, cele directe, ar fi în zona de consum. Și noi știm că în ultimii ani creșterea economică din România s-a bazat pe consum. Automat aș presupune că anul viitor am putea avea o reducere a creșterii economice abrupte și corelat cu o scădere în zona imobiliară, putem avea efecte serioase în economia țării. Câteva întrebări după aceste precizări. Dacă tragem linie pentru toate cele trei categorii pe care dumneavoastră le-ați menționat, ideea e că eu, din salariu, plătesc după ce ar intra în vigoare o astfel de decizie, mai puțin către bancă. E ceva ce se aplică pentru cei care urmează să scoată credite, nu și pentru cei care au scoase în momentul de față, nu? Da, vorbim de clienți noi. Cei care au deja credite în derulare nu vor fi afectați de această situație, decât indirect eventual, pentru că un client care astăzi cumpără un imobil la prețul de astăzi și cu îndatorarea existentă astăzi, s-ar putea trezi peste un an de zile într-o piață imobiliară ce a scăzut tocmai din cauza reducerii gradelor de îndatorare. Adică dacă acest grad de îndatorare scade, automat vor putea fi scoase mai puține credite? Da, vorbim de o acordare mai redusă de credite noi, atât ca număr cât și ca valoare. Iar pentru în piață se va resimți acest lucru? Obligatoriu. Obligatoriu. Vorbim de cerere și ofertă, iar cererea primește o restricție nouă și aceea de a nu se mai încadra la finanțări la fel de ușor ca și astăzi. În piață se va resimți acest lucru. În momentul de față este ofertă mai mare decât cererea sau cererea este mai mare decât oferta? Mă refer la orașele mari. Piața este destul de echilibrată. Aș spune că suntem într-un moment de maturitate în piața imobiliară. Din ce motiv? Prețurile cred că sunt corelate cu nivelul veniturilor de astăzi. Mai mult decât atât, clienții care își cumpără astăzi locuințe, în general le cumpără pentru uz propriu, deci se vor muta în ele. Spre deosebire de anii 2007-2008, când un procent semnificativ din cei care cumpărau o făceau în mod speculativ, doreau să cumpere pentru revânzare, pentru închiriere. Deci, practic, erau investiții și automat
presupuneau riscul de a nu le aduce suficientă profitabilitate încât să-și plătească creditele. Pe situația de acum, majoritatea clienților achiziționând pentru locuire, planul lor este pe termen lung. Practic, din momentul achiziției, nu-i mai interesează în mod direct cum evoluează prețul în piață, cel puțin nu pe termen scurt, nedorind să vândă. Și atunci, faptul că mai apar influențe la preț în sus sau în jos n-ar trebui să-i deranjeze. Important e ca acești clienți să aibă stabilitate pe partea de cost, adică ceea ce plătesc în fiecare lună către bancă. Și eu înțeleg cumva dorința BNR-ului de a mai reduce creditarea în acest moment și cauza este bună. De ce e nevoie de reducerea creditării? Este nevoie mai degrabă de o stabilizare a creditării, pentru că eu cred că suntem la un nivel corect în acest moment. BNR-ul, prin vocea domnului Isărescu, spune că s-au atins niște limite și s-au aprins niște beculețe roșii. Sunt de acord că poate s-au atins acele niveluri cu risc, dar aș propune ca intervenția în piața creditării să fie făcută în trepte și nici de cum abrupt, așa cum pare să fie propunerea inițială a BNR-ului. Oricum este ceva iminent din ceea ce spunea guvernatorul BNR că se va întâmpla în curând. Nu știu, din semnalele pe care le aveți în piață, s-ar întâmpla până la sfârșitul anului, am ajuns la un preț al imobiliarelor, am ajuns la o creditare astfel încât e necesară o astfel de măsură până la finalul anului? Observăm totuși că anul acesta numărul de tranzacții este în scădere. Valoarea creditării totuși a crescut, ceea ce înseamnă că pe un număr mai mic de tranzacții prețurile au fost mai mari și automat și finanțarea a fost mai mare. Dar aș spune că măsura BNR-ului poate veni oarecum prea târziu sau într-un moment de cotitură în piață, încât dacă avem potențialul de scădere în viitorul apropiat din cauze, să zicem, naturale, BNR-ul nu vine decât să mai dea un șut la vale la această piață a creditării. Și orice influență negativă deja pe un efect de scădere nu face decât să ducă piața într-o zonă care să nu mai fie corelată cu realitatea. Și atunci aș observa faptul că această mutare a BNR-ului pare oarecum la indigo cu anul 2008, an în care piața într-adevăr venise, era după o creștere foarte, foarte puternică și BNR-ul a luat decizia la finalul anului 2008 să schimbe normele bancare, să introducă restricții puternice într-un moment în care piața deja dădea semne că începe să scadă. Și ne-am trezit la final de an, undeva în decembrie, cu norme foarte dure BNR, cu o criză internațională care a ajuns și în România și care au blocat efectiv creditarea la un nivel la care piața nu putea rezista. Și piața a căzut, piața imobiliară în momentul ăla a căzut cu rapiditate și la un nivel foarte jos, cu efecte dure în industriile adiacente. Vorbim de construcții, de servicii pentru curățenie, renovări, pe zona de produse electrocasnice, pe zona de, am spus deja, renovare, partea de mobilă a avut o cădere abruptă.
Este un lanț întreg care depinde de piața imobiliară. Vă propun să vedem împreună un material realizat de colegii mei și să ne spuneți după aceea o scurtă analiză. Pentru că mai mult de jumătate dintre românii care au de gând să-și cumpere o locuință anul acesta merg la vizionări cu un buget prestabilit, iar 4 din 10 nu vor să-l depășească. Drept urmare, chiar dacă au găsit un apartament sau o casă care le place foarte mult, ei preferă să continue căutarea dacă prețul este peste suma pe care au stabilit că o vor plăti. Odată ce au stabilit o sumă pentru achiziționarea unei locuințe, românii sunt greu de convins să se abată de la ea. 42,2% dintre ei caută alt imobil, iar 35,6% spun că sunt dispuși să dea cel mult 10% în plus dacă găsesc o casă perfectă pentru ei. Doar 14% dintre români se dovedesc flexibili în ceea ce privește bugetul și nu au stabilit o sumă concretă pentru achiziția unei locuințe. Peste 2/3 dintre respondenții studiului alocă sume până în 50.000 de euro, în timp ce 26,6% dintre aceștia se pregătesc să cheltuie între 50.000 și 100.000 de euro. De cele mai multe ori vin cu un buget prestabilit. Foarte rar se întâmplă să-și depășească bugetul calculat. În condițiile în care găsesc un produs care să-i încânte foarte tare, care să aibă mai multe facilități decât se așteptau, în momentul în care poate își doresc o parcare în plus și atunci sunt dispuși să plătească pentru ea. Peste 37% dintre românii care vor să-și cumpere o casă spun că stabilesc bugetul în funcție de suma de care dispun pentru o astfel de achiziție. Aproape 27% dintre aceștia spun că în realitate tipul de locuință dictează bugetul. Cât mai multe camere, în primul rând, și banii după bugetul nostru. Ce am făcut eu? M-am limitat la ce am avut și văd că e bine. Cred că e foarte bine să planifici orice investiție. Probabil că dacă ar trebui să cumpăr un apartament, m-aș gândi înainte. În ultima perioadă, spun cei din domeniul imobiliar, românii nu sunt preocupați doar de suma pe care trebuie să o plătească pentru o proprietate sau de zona în care este amplasată aceasta, ci și de facilitățile de care pot beneficia. Oamenii caută acces facil la mijloacele de transport în comun, dar și la puncte de interes general, precum supermarketurile. Dragoș Nichifor, așa este situația, oamenii pleacă de acasă cu o sumă de bani și nu vor să depășească cu mult acest buget? Da, clienții sau doritorii de locuințe în acest moment sunt mai educați financiar decât cei de dinainte de criză. Sunt mai responsabili când fac această achiziție și se uită mai bine la ceea ce pot să plătească și pe un termen mai lung decât o făceau înainte. Practic își evaluează creșterea de venituri pe un termen mult mai lung, nu mai speră să-și dubleze, să-și tripleze salariul foarte rapid, așa cum se spera în 2006, 2007, 2008. De aceea, cred că cei care acceptă să achiziționeze astăzi o fac oarecum în cunoștință de cauză, chiar dacă prețurile au ajuns totuși la un nivel destul de sus. Dar, iarăși, repet, anul acesta piața s-a stabilizat, chiar resimțim o ușoară scădere și automat cred că o influență dură din partea BNR-ului nu face decât să ne pună pe un topogan mult prea abrupt. Sunt de acord cu BNR-ul, e indicat să intervină, dar sugerez să o facă în trepte. Haideți să reducem gradul de îndatorare doar cu 5% astăzi, să reevaluăm situația peste 6 luni și dacă în continuare beculețele sunt aprinse, cele roșii, să mai aplicăm încă o reducere de grad de îndatorare și peste 6 luni de încă 5% și tot așa. Altfel, reducând foarte repede gradul de îndatorare și foarte dur, nu facem decât să blocăm piața imobiliară. Iar pe prima casă, anul acesta sau în acest moment, mai sunt fonduri doar pentru dosarele aflate în analiză înaintată. Doritorii noi de prima casă trebuie să-și facă planul pentru bugetul de anul viitor, ce va fi alocat probabil undeva la final de februarie. Notat. Mulțumim frumos pentru toate aceste informații. Plăcere. Dragoș Nichifor, expert în creditare.